Marți, 15 octombrie, a avut loc inaugurarea noului sediu al Jandarmeriei Rădăuți, situat într-un spațiu pus la dispoziție de Ministerul Agriculturii prin Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Suceava. Acest sediu marchează o nouă etapă pentru Jandarmeria din Rădăuți, care anterior a funcționat în zona centrală în Bramă și mai recent în sediul Poliției de Frontieră până la această dată, când a primit propriul sediu. La eveniment au fost prezenți viceprimarul municipiului Rădăuți, Vasilovski Iulian, comandantul detașamentului de pompieri Rădăuți, Constantin Parasca, președintele judecătoriei Rădăuți, Ciobâcă Octavian, și prim-procurorul parchetului de pe lângă judecătoria Rădăuți, Adrian Sorin Fomin. Deși spațiile actuale nu sunt încă renovate la standarde europene, cu sprijinul Inspectoratului de Jandarmi Județean Suceava și al Primăriei Rădăuți și Siret, se vor asigura condițiile necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu. Ne aflăm astăzi la inaugurarea noului sediu al Jandarmeriei Rădăuți, sediu care aparține Ministerului Agriculturii și anume Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Suceava, care a binevenit să ne-l pună la dispoziție. După anii 90, structurile Jandarmeriei Rădăuțene au funcționat în zona centrală, în Bramă. Apoi au funcționat în sediul Poliției de Frontieră până acum, neavând un sediu propriu. Cu efortul tuturor colegilor, cu sprijinul Inspectoratului de Jandarmi Suceava, al Primăriei Municipiului Rădăuți și al Primăriei Siret, reușim să funcționăm în aceste spații, care nu sunt renovate după ultimele standarde europene, dar ne asigură condițiile de muncă necesare în deplinirea atribuțiunilor de serviciu. Noi, ca jandarmi, avem principala misiune de a asigura măsurile de ordine la adunările publice. Și amintim aici cele mai importante: protestele din timpul pandemiei de COVID, a fluxului refugiaților din Vama Siret ca urmare a izbunirii conflictului armat în Ucraina, protestele transportatorilor și a fermierilor și alte evenimente culturale-artistice sau religioase organizate pe raza de competență, dar și misiunea de pază a obiectivelor vitale pentru stat, cum sunt judecătoria Rădăuți, parchetul de pe lângă judecătoria Rădăuți, trezoreria Rădăuți și trezoreria Siret. Misiunea la care participă jumătate din efectivele de jandari ale detașamentului. Contribuim zilnic la siguranța cetățenilor municipiului Rădăuți prin patrule de jandari constituite 24 din 24, 7 din 7, sub coordonarea și conducerea Poliției Române. Acționăm cu precădere la intrarea și la ieșirea elevilor de la cursuri în zona Colegiului Eudoxiu Bun-Muzache, în scopul respectării ordinii și siguranței publice, a drepturilor și libertăților fundamentale a cetățenilor, la preîntâmpinarea săvârșirii unor fapte care încalcă normele de convențire socială, precum și a contribui la informarea populației, în special a tinerilor, pentru respectarea legilor și conștientizarea acestora cu privire la consecințele manifestărilor violente sau de altă natură antisocială. Responsabilitatea individuală și colectivă, modul de lucru proactiv și îmbrățișarea valorilor creștine ne vor conduce să sporim încrederea populației în noi. Dragi colegi, serviciul public pe care îl aducem societății este performant dacă suntem profesionaliști, competenți, integri și dedicați. Rămâne ca simțul critic al societății să ne evalueze. Avem datoria ca, indiferent de natura crizelor, să identificăm pârghile necesare pentru a transforma din acestea în oportunități de a îmbunătăți interacțiunea cu cetățenii pentru a răspunde cu responsabilitate, transparent, așteptărilor acestora. Vă mulțumesc pentru tot sprijinul. În primul rând, dați-mi voie să vă salut. Bună ziua! Mă simt onorat ca să mă aflu în mijlocul dumneavoastră. Ce pot să vă spun? Din punctul meu de vedere, ca și cetățean, atât al municipiului, cât și la modul general privind, sunteți una dintre forțele și instituțiile statului român care de fiecare dată și-a exercitat serviciile cu verticalitate, de apreciat toate situațiile în care ați fost puși, pentru că nu de fiecare dată sunt situații frumoase. Să aveți putere de muncă în continuare, să aveți putere să formați un colectiv care să fie legat și închegat. Și spor în toate, sau mai bine spus, ajutor de la Dumnezeu ca să le puteți îndeplini tot ceea ce aveți propus și planificat.
Mulțumim. Vă mulțumesc încă o dată și mă simt onorat. Să rămâneți în spăriți. Să trăiți, domnilor. Am onoarea să mă aflu astăzi în rândul dumneavoastră. Vă felicit pentru noul sediu. Vă felicit pentru activitatea în uniforma statului român. Sunteți instituția militarizată a Ministerului de Interne. Vă îndepliniți obligațiile cu onoare și cu demnitate în calitate de președinte al instanței. Am colaborat excepțional cu toți membrii Jandarmeriei Rădăuți, plecând de la domnul comandant, terminând cu cei care își desfășoară activitatea la sediul instanței. Vă felicit, sper să aveți posibilitatea să organizați acest sediu modern, conform nevoilor dumneavoastră și vă doresc ca în activitatea voastră să urmăriți doar respectarea legii și drepturile omului. Felicitări! Deci, doresc să vă felicit pentru modalitatea în care v-ați desfășurat activitatea cu profesionalism. În calitate de prim-procuror al Parchetului pe lângă judecătoria Rădăuți, am avut o relație profesională foarte bine, foarte bună și doresc ca lucrurile să rămână așa pe viitor. Felicitări! Preacuțenici părinți, preacuțenici părinți, doamnelor și domnilor subofițeri, domnul comandant, extinse oficialități, noi am avut tot timpul o colaborare foarte bună. De când am ajuns în Rădăuți în 2016, relația cu colegii jandarmi a fost una foarte bună. De fiecare dată la intervenții care ne aduc să lucrăm împreună și zic eu că asta arată profesionalismul cu care voi desfășurați activitatea de fiecare dată și n-am decât să vă felicit pentru acest lucru, atât pe, în primul rând, cei care vă coordonează și vă conduc, cât și pe fiecare în parte cu seriozitatea care o aveți și cu care luați în considerare fiecare misiune pe care o primim. În rest, din partea noastră, sper să fie de bună augură un sediu nou, așa cum îl aveți acesta. Acesta, cu siguranță, în timp o să ajungă la un nivel și mai bun, să vă puteți să ajungă spațiul să fie, să vă îndepliniți toate activitățile așa cum vă doriți și să ajungă în proprietatea voastră. Că atunci când ai un sediu de proprietate, poți să faci mai multe lucruri. Așa când ești tot, stai în, să zicem așa, în chirie sau stai la altcineva, normal că nu poți să faci ceea ce dorești tu în sediul respectiv. Vă felicit, mult succes mai departe și ce să zic, toate cele bune. Cu această ocazie, generalul de brigadă Postelnicu Ionel, împuternicit inspector șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean Suceava, a oferit o plachetă de recunoaștere pentru profesionalismul ofițerului Teleagă Ciprian Gheorghe, care și-a încheiat cariera după 28 de ani de activitate în cadrul Jandarmeriei Române, odată cu ieșirea la pensie. Ordinul inspectorului șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean Suceava, numărul 3991129, din 14.10.2024. În conformitate cu prevederea articolului 85 alineat 1 din legea 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificări și completările ulterioare, ale legii numărul 223 din 2015 privind pensiile militare de stat, cu modificări și completările ulterioare, cu prevederile articolului 50 alineat 1 și 2 din anexa numărul 7, cea articolului 1 alineat 1 din litera D din anexa numărul 11 la Ordinul Ministrului Afacerii Interne numărul 177 din 2016, privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale MAI, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere raportul personal înregistrat, prin care solicită trecerea în rezervă cu drept la pensie, în temeiul articolului 43 alineat 2, coroborat cu articolul 45 alineat 2 litera C din legea 80/1995, privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, emit prezentul ordin, începând cu data de 15.10.2024, plutonierul ajutant șef Teleagă Gheorghe Ciprian, din Inspectoratul de Jandarmi Județean Suceava, poziția 364 din statul de organizare,
se trece în rezervă la împlinirea vârstei care conferă dreptul la pensie de serviciu pentru limite de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare conform articolul 21 de legea numărul 223 din 2015 privind pensiile militare de stat cu modificări și completări ulterioare. La data trecerii în rezervă, sub ofițerul are vârsta de 48 de ani și 13 zile, vechimea efectivă de 29 de ani și 8 zile, vechimea în serviciu 28 de ani și 8 zile, stagiul de cotizare în condiții speciale de muncă 25 de ani, 3 luni și 10 zile, stagiul de cotizare în alte condiții de muncă 1 lună și 29 de zile, iar vechime în structuri militare 28 de ani și 8 zile. Semnează împuternicit inspector șef, general de brigadă Postenic. Felicitări! Îmi revine onoarea să spun câteva cuvinte. Îl știu pe Ciprian dinainte de când eram comandant la școală, cred că și locțitor, și orice intervenție o aveam aici la Putna, tot prin Ciprian. Sper că o să colaborăm în continuare tot așa frumos cum am colaborat până acum. L-am cunoscut aici în cadrul detașamentului. Cei tineri, luați modelul, că de asta avem nevoie de modele în viață și să ne ghidăm după modelele astea bune, că mai apare și câte unul cu un model mai puțin, să nu le luăm cu ghilimele de rigoare, da? Ciprian este un model pentru noi toți. Îi dorim multă sănătate, pensia să fie cât de lungă, să ne vedem și la alte evenimente mai bune, mai din viața noastră, nu numai din viața profesională. Profesia a fost cum a fost, cu bune, cu rele, cu de toate, presărată cu sare, cu piper, nu? Cu de toate. Dar timpul a trecut, cu toții ne dorim să ajungem la această etapă, acest moment emoționant din viața fiecăruia. Mulțumiri din partea mea, din partea conducerii inspectoratului și de asemenea mulțumiri tuturor pentru ceea ce ați făcut aici și este un început. Este mult de lucru. Ați făcut foarte multe lucruri, dar suntem doar la început. Vreau să mă mândresc cu acest sediu de subunitate de jandarmi, unde se poate amenaja pe viitor și un depozit și mai multe. Avem nevoie de spații care statul să le gestioneze. Să nu mai fim în chirii, în diverse spații care nu aparțin statului român. Da, mulțumim încă o dată, multă sănătate, dacă vrei să transmiți colegilor un mesaj sau să le transmit colegilor la Suceava un mesaj. La... Mesajul meu nu poate fi decât de mulțumire, pentru că acordați importanța acestui eveniment. E o onoare care își urmează viața și urmează parcursul. După o carieră destul de îndelungată, pot să spun, onorantă. A venit și acest moment. Mulțumesc tuturor, mulțumesc conducerii inspectoratului. Ați fost tot timpul alături și deosebi colegii care, fără ei, consider că fără o echipă puternică n-aș fi ajuns la acest moment. Destul de important. Felicitări. Mulțumesc. Să ne vedem tot la momentul ăsta.